Filmul începe cu un ofițer de poliție care pretinde că face parte dintr-o grupare criminală coreeană. Atunci când liderul moare în mod misterios, ofițerul este implicat într-o luptă pentru control. Gold Moon este un mare grup infracțional din Coreea care se comportă ca o companie legală. Este condus de președintele SEO, care a reunit mai multe grupuri de infractori în cadrul Gold Moon. Recent a evitat să aibă probleme cu legea. Președintele SEO bănuiește că există un spion printre ei. Jasung, un membru important, încearcă să-l găsească pe spion împreună cu echipa sa. Ei capturează un suspect și încearcă să-l facă să mărturisească făcându-i rău. Când nu reușesc, îl ucid și aruncă trupul în ocean. Între timp, președintele SEO are un accident de mașină în timp ce se întoarce de la întâlnirea cu iubita sa. Grupul se grăbește la spital, unde Jasung se întâlnește cu un alt lider pe nume Jongo. Mai târziu, Jasung îl întâmpină pe Chung, un alt lider care tocmai s-a întors din Shanghai, care este puțin ciudat, dar îl vede pe Jasung ca pe un bun prieten. În timp ce se grăbesc spre spital, acesta îi oferă lui Jasung un ceas pentru a sărbători sarcina soției sale. Cu toate acestea, Jasung respinge cadoul, bajocorisindu-se de marca sa de imitație. Frustrat, Chung își îndreaptă furia spre subordonatul său, care l-a asigurat că arată autentic. La spital, toți liderii organizației așteaptă cu nerăbdare vești despre soarta președintelui Seok, când medicii ies din sala de operație, anunță sumbru decesul acestuia. Răspunsul lui Jongo este furia îndreptată împotriva medicilor, lăsându-i pe ceilalți dezorientați în timp ce se confruntă cu viitorul incert al organizației. În următoarea zi are loc o ceremonie funerară grandioasă în onoarea președintelui Seok. Prezența supravegherii poliției îl irită pe Jongo, determinându-l să se confrunte și să le distrugă camera. Șeful Kang, care conduce ancheta împotriva Gold Moon, intervine, iar Jongo compensează cu reticență daunele. La sediul poliției au loc discuții cu privire la tulburările de succesiune în urma demisiei. Gold Moon, care cuprinde mai multe clanuri, se confruntă cu o luptă de putere între trei potențiali succesori. Chung, susținut de clanul Nord Moon și având legături cu triadele internaționale, apare ca un concurent formidabil. Jongo, susținut de influentul clan Jebum și având o relație strânsă cu președintele Seok, este un alt candidat puternic. Al treilea pretendent, Su Ki, nu are o influență comparabilă din cauza vârstei sale și a sprijinului clanului Jel. Poliția elaborează o strategie pentru a manipula procesul de succesiune pentru a dezmembra organizația. Jasung, angajat într-un joc de societate cu o femeie neidentificată, dezvăluie detalii despre o întâlnire iminentă a Consiliului de Administrație programată peste două zile pentru a discuta planul de succesiune. Simțindu-se iritat și frustrat, Jasung părăsește scena haotică din spital și se îndreaptă spre o clădire abandonată. Aici se întâlnește cu o persoană anume, șeful Kang. Surpriza este că Jasung însuși este un ofițer de poliție sub acoperire, adânc infiltrat în sindicatul Gold Moon. Femeia cu care se juca jocul de societate se dovedește a fi șefa lui. În ultimii 8 ani, el a urcat în ierarhie în cadrul sindicatului, ocupând acum poziția 5-a la comandă, direct sub cei 3 șefi de vârf și sub președintele Seok. Este supărat pe șeful Kang, deoarece înțelegerea inițială a fost că odată ce se ocupă de președintele Seok, misiunea lui va fi completă. Cu toate acestea, șeful său îl informează că acum trebuie să ajute la influențarea procesului de succesiune, ceea ce îi sporește frustrarea. La aceasta se adaugă faptul că șeful Kang pare să știe despre soția însărcinată a lui Jasung, un detaliu pe care nu îl împărtășise. Această realizare implică faptul că cineva l-a urmărit fără ca el să știe, ceea ce adâncește sentimentul de neliniște. În ciuda sentimentelor sale, Jasung știe că nu are de ales decât să meargă până la capăt cu noua misiune. Două zile mai târziu are loc ședința planificată a Consiliului de Administrație, hotărând ca săptămâna viitoare să aibă loc o sesiune de vot pentru alegerea noului președinte. Așa cum era de așteptat, ședința pune în evidență facțiunile opuse ale lui Chung și Jongo. Jasung, deși mai apropiat de Chung, rămâne oficial neutru. După ședință, el se întoarce în parcare cu Chung, care mărturisește că trebuie să se întoarcă la Shanghai pentru afaceri. Chung îi cere lui Jasung să supravegheze biroul său pentru a-l împiedica pe Jongo să se amestece în absența sa. Conversația lor este întreruptă brusc când o mașină aproape îi calcă în picioare. Se dovedește a fi Jongo, care încearcă să îi intimideze înainte de a pleca în viteză. Fără să se descurajeze, Chung îl invită pe Jasung la o mică petrecere pentru a marca sarcina soției sale. Mai târziu, Jasung se întâlnește cu șeful său pentru a-i transmite mai multe informații. Frustrat de lipsa de detalii despre misiune, el află că protocolul o împiedică să împărtășească mai multe, el rămâne cu simpla directivă de a urma ordinele, intensificându-i frustrarea și sentimentul de izolare.
În ciuda rolului său de agent sub acoperire, el descoperă că membrii sindicatului au mai multă încredere în el decât colegii săi de poliție. Înainte de a se despărți de șefa lui, el dezvăluie că Chung plănuiește să părăsească țara mâine după amiază, lăsând să se întrevadă potențiale evoluții în complexa rețea de intrigi din jurul lui Gulmun. În mijlocul haosului care se desfășoară în cadrul sindicatului, Jia Sung se vede din ce în ce mai implicat într-o rețea de înșelăciune. Zhonggu, unul dintre pretendenții la funcția de președinte, recurge la tactici de intimidare pentru a obține sprijinul celorlalți lideri. Pe măsură ce tensiunile cresc, Jia Sung continuă să navigheze în apelele tulburi ale identității sale duble. Însoțindu-l pe Chung la aeroport, el remarcă supravegherea intensă a polițiștilor sub acoperire, ceea ce îi sporește neliniștea. Înainte ca Chung să se îmbarce în avionul său spre Shanghai, polițiștii se apropie și îl iau cu forța. Chung, rămas nedumerit, se trezește curând într-o cameră de interogatoriu față-înfață cu șeful Kang. Șeful Kang îi prezintă lui Jia Sung un raport detaliat al investigației Gulmul, care conține date interne sensibile și care indică prezența unei cârtițe a poliției în cadrul sindicatului. Șocat de această dezvăluire, Chung este și mai surprins când șeful Kang propune un plan, să-l doboare împreună pe Zhonggu pentru a-i deschide calea lui Chung să preia postul vacant de președinte. În timp ce Chung se îmbarcă în avion, rămâne nedumerit de modul în care poliția știa planurile de călătorie, luând problema în propriile mâini și sărcinează avocatul să-l investigheze pe șeful Kang și angajează un grup de asasini pentru a elimina orice cârtiță din cadrul organizației. Șeful Kang nu pierde timpul mobilizându-și echipa pentru a-l prinde pe Zhonggu în timpul unei întâlniri la micul dejun. În mijlocul haosului, el prezintă un mandat de instanță și îl ia pe Zhonggu în custodie. Înainte de a pleca, Zhonggu întreabă dacă Chung l-a trădat, primind doar un răspuns vag din partea șefului Kang. La aflarea veștii arestării lui Zhonggu, Chung se grăbește să se întoarcă în Coreea pentru a se confrunta direct cu situația. Un schimb aprins de replici cu Zhonggu îi face pe ambii bărbați să fie precauși și suspicioși în privința intențiilor celuilalt. Chung își susține însă nevinovăția, insistând că nu l-a trădat pe Zhonggu. În încercarea de a se împăca și de a-și asigura viitoarele aventuri, se întâlnește în secret cu șeful Kang pe un stadion gol. Îi oferă șefului Kang o cutie de prăjituri plină cu pachete de bani ca un gest de bunăvoință. Cu toate acestea, șeful Kang respinge cadoul, aruncându-l la o parte. Între timp, Jia Sung își duce soția la un control medical. În timpul călătoriei de întoarcere, soția sa primește un telefon de la șeful Kang, care întreabă de Jia Sung. Pe măsură ce tensiunile escaladează și loialitatea este pusă la încercare, verificarea antecedentelor șefului Kang dă rezultate surprinzătoare. Nu numai că descoperă informații despre el, dar hackerul chinez angajat de Chung obține și detalii clasificate despre întreaga operațiune de spionaj. Chung, răvăș și de dezvăluiri, este lăsat să se confrunte cu adevăruri șocante care amenință să dea peste cap tot ceea ce credea că știe. În mijlocul escaladării tensiunilor și trădărilor din cadrul sindicatului Gulmul, Jia Sung se trezește prins într-o rețea periculoasă de înșelăciune și violență. Chung, după ce a angajat faimosul grup de asasini chinezi, cunoscut sub numele de Yan Bian Hobo, s-a duce o turnură neașteptată în situația deja complicată a lui Jia Sung. Un apel brusc din partea lui Jia Sung îl determină pe Chung să aranjeze o întâlnire la un depozit, promițând o surpriză specială. Pe măsură ce Jia Sung sosește împreună cu subordonatul său de încredere Sung Moon, liniștea lui crește. Fără ca el să știe, asasinii fac prima mișcare vizându-l pe șeful lui Jia Sung, a cărui identitate a obținut-o din fișierile piratate. Într-o confruntare brutală, ei o capturează în viață, iar în interiorul depozitului Chung îl conduce pe Jia Sung la un butoi, îndemnându-l să descopere surpriza promisă. Spre groaza lui Jia Sung, el o găsește înăuntru pe șefa sa însângerată și bătută, dezbrăcată până la hainele de interior. Chung îi dezvăluie că femeia pe care Jia Sung o considera un aliat de încredere și un informator era de fapt un spion. În timp ce Jia Sung se confruntă cu această revelație șocantă, Chung îi mânează un dosar de misiune care conține informații detaliate despre personalul sindicatului. Dar înainte ca Jia Sung să poată procesa pe deplin conținutul, Chung devine brusc violent. El îl atacă pe Sugmu, dezvăluind că și el este un polițist sub acoperire. Chung, cu o cruzime calculată, procedează la demascarea și eliminarea tuturor spionilor din jurul lui Jia Sung. Confuzia și teama îl cuprind pe măsură ce realizează profunzimea înșelăciunii din cadrul organizației. La ordinul lui Chung de a pune capăt suferinței manipulatoarei sale, Jia Sung este nevoit să o împuște pentru a scuti de brutalitatea asasinilor. Între timp, șeful Kang îi face o vizită lui Zhonggu în închisoare, prezentându-i fotografii incriminatoare cu Chung și cu el însuși, ceea ce îl face pe Zhonggu să creadă că Chung l-a trădat. În haosul care a urmat, Jia Sung caută sfatul șefului Kang doar pentru a afla că sistemul lor a fost compromis și că au fost divulgate informații clasificate.
Disperat să se retragă din misiunea periculoasă, el este constrâns de șeful Khan, care îl amenință că îi va dezvălui identitatea dacă refuză să coopereze. Odată cu intrarea în lupta celui de-al treilea lider, Su Qi, șeful Kang acceptă să sprijine candidatura acestuia la funcția de președinte, complicând și mai mult situația lui Zha Song. În mijlocul luptei pentru putere, oamenii lui Zhongu lasează un atac asupra lui Chun, care se apără cu vitejie în ciuda faptului că este depășit numeric. Violența se revarsă asupra soției lui Zha Song, care devine o țintă, ceea ce duce la un tragic avort spontan din cauza stresului. Auzind de starea gravă a lui Chung, Zha Song se grăbește la spital, unde Chung, în pragul morții, îl îndeamnă pe Zha Song să aleagă o tabără, făcând aluzie la faptul că știe adevărata identitatea lui Zha Song. Înainte de a se stinge din viață, Chung menționează în mod criptic un cadou în safe-ul din biroul său. În timp ce organizația îi deplânge moartea, Zha Song descoperă un dosar și un ceas autentic, un simbol al adevăratei prietenii a lui Chung, acum prea târziu. În ziua votului crucial, Zha Song se află într-o situație periculoasă, orchestrată de Su Qi, care plănuiește să trădeze înțelegerea lor și să le elimine. Cu toate acestea, trădarea lui Su Qi se întoarce împotriva lui Zha Song, care iese victorios, învingându-i pe oamenii lui Su Qi. Cu Chung și Zhongu scoși din peisaj, Zha Song devine cea mai influentă figură din sindicat. Profitând de această oportunitate, el orchestrează o serie de acțiuni nemiloase, eliminându-i pe cei care l-au trădat, inclusiv pe șeful Kang și pe cei rămași în opoziție. După ce a sacrificat atât de mult ca spion pentru poliție, el decide să-și îmbrățișeze noul rol, acela de președinte al sindicatului Gulmun. Cu libertatea și autoritatea regăsite, el preia controlul asupra destinului său, hotărât să trăiască după propriile reguli în lumea obscură a crimei și a puterii. Mulțumesc pentru vizionare! Dacă ți-a plăcut, te rog să lași un like, un comentariu și să te abonezi la canal. Nu uita să apeși pe clopoțel pentru a fi la curent cu toate videoclipurile ce vor urma. Ciao!